În studioul nostru se află Anne Marie și Marius Văduva, soț și soție. Doamna Anne Marie Văduva este nutriționist, domnul Marius Văduva onco-fitoterapeut și onco-nutriționist. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumim de invitație. Mulțumim de invitație. Dumneavoastră, ce mâncați? Pentru că în zilele astea nici nu mai știi ce să mănânci. În momentul în care te uiți, a ieșit scandalul cu legumele care erau cu pesticide, descoperim că se fac teste extrem de puține, că sunt două laboratoare în țară, că sunt 6 probe pe zi, e absolut strigător la cer. Și v-am urmărit pe dumneavoastră, domnule Văduva, la emisiunea colegul meu, Iusif Fudul, mi-a plăcut foarte mult, a fost un dialog foarte interesant. Înainte să vedem ce mâncăm, și înainte să auzim povestea dumneavoastră, care chiar fiind vegană, ați ajuns să trăiți un cancer, și vorbim despre asta imediat, mi se pare foarte interesant, vreau să începem altfel. Să-mi spuneți ce să nu mâncăm niciodată. Dumneavoastră aveți 5 variante, dumneavoastră 5 variante. Una și una. Încep cu dumneavoastră, domnule Văduva. E o întrebare care poate ar fi fost bine să se deducă după sau spre sfârșitul acestui interviu. Fiindcă așa, de ce? Fiindcă partea integrantă, să spunem, acestui cancer al ei vine tocmai din lucrurile care le-am descoperit ca interzise în mâncarea pe care o consuma. Și atunci haideți să începem de acolo. Eu zic că așa ar fi bine, că este mai interesant în sensul în care nu te aștepți. Păi nu te aștepți ca cineva care este vegetarian, care devine chiar vegan. Deci, dumneavoastră, ce mâncați ca vegan? Mâncați legume, mâncați... Fructe și legume. Salate. Și fiind vegan, câți ani ați fost vegetarian și vegan? 18 ani. 18 ani. Am fost vegetariană. Deci după 18 ani de vegetarianism și de veganism, descoperiți că aveți un cancer. Da. Și întrebarea pe care sunt sigur că v-ați adresat-o dumneavoastră și pe care o avem și noi, de ce? Pentru că, de fapt, legumele și fructele erau cu pesticide, erau cu tot felul de elemente toxice. Ați găsit un răspuns la asta? Da, am găsit. Vă rog. Și pesticidele au contribuit, dar am descoperit și alți factori, în afară de pesticide, care contează foarte mult. Așa am dezvoltat o întreagă metodă și, într-adevăr, și eu am fost intrigată de lucrul ăsta, pentru că îmi doream să fiu sănătoasă și de asta mâncam sănătos după mine. Și când am descoperit că am cancer, atunci mi-am dat seama că nu mănânc chiar atât de sănătos. Și ce nu era sănătos? În primul rând, alimentele pe care le consumau, într-adevăr, aveau pesticide. Am încercat să citim codurile PLU, să încercăm să le descifrăm, pentru că e o întreagă enigmă cu aceste coduri PLU, n-am reușit. La raft ați văzut că pe etichete nu scrie nimic din ce conține acel aliment, dacă într-adevăr este eco, dacă este bio, de ce conține. Și atunci e foarte greu pentru omul care se duce la magazin, la cumpărături, să descifreze aceste enigme. Efectiv, sunt niște enigme. Minunat că ați început din acest punct și foarte bine că am schimbat. Doamna Văduva, dumneavoastră vă luați fructele și legumele în cei 18 ani de vegetarianism și de veganism. Vi le luați din supermarket? Da, strict din supermarket. După care am încercat să găsim alte surse mai naturale și mai sănătoase. V-ați schimbat dieta, deci în momentul în care ați avut cancerul, l-ați tratat medical, corect, da, dar tratamentul care bănuiesc a fost urmat de o dietă foarte importantă, nu? Tratamentul aici... a fost chiar nutriția, schimbarea nutriției și tratamentul prin metoda, a fost chiar nutriția? Metoda dezvoltată de noi, da, am refuzat să fac tratamente. Noi începem așa când vine un pacient și intră la noi. Îi spun de la început, când veți pleca după această întâlnire, veți pleca cu liste de alimente permise și interzise, iar dacă aceste liste de alimente permise și interzise nu le putem căzi împreună în un acord în care să funcționăm de acum încolo, da, să fim împreună, noi nu vă luăm de pacient. 50% din tratamentul unei boli grave și nu numai oncologice, considerăm că este nutriția. Acum, 50%? 50%. Acum, perspectiva, privind-o din ceea ce se întâmplă în lumea modernă acum, începând de la pesticide, dar cred că este doar o mică latură, fiindcă a trebuit să discutăm cu începutul plantei când intră în pământ și nu cumva cu sfârșitul, adică cu pesticida care vine după ce a crescut, fiindcă mai interesant ar fi să discutăm și de ce conțin îngrășămintele care vin acum masiv peste noi la începutul culturilor, cam peste tot în Europa. Și combinația reală, fatidică, așa, pentru om, este, cred că, 80% în îngrășăminte și de-abia undeva la 20% în pesticide.
Nu vreau deci îngrășămintele, în opinia dumneavoastră, cele care sunt folosite de foarte multe ori, sunt chiar mai nocive decât pesticidele. Da, în cantitățile în care vedem acum. Vedeți ce am descoperit noi vis-a-vis de această boală care pare ciudată vegetarian și vegan, sunt descoperiri făcute pe studii, pe oameni clinic în timp ce îi vedem. Nu din cărți. N-am citit din cărți. Și ceea ce am scris în cărți sunt scris din oamenii care ne-au trecut pragul. Nu am scris cărți din cărți. Am scris din ceea ce am văzut în corpuri. Și cum spunea și Anne-Marie, avem această metodă de tratament care înseamnă că luăm corpul la bani mărunți și vedem ce lipsește. Și ce lipsește în momentul ăla. Dintr-o dată vedem că consumul de plante, de legume, de fructe, pot să-ți aducă o aciditate mare în corp. Nu știam asta până acum. Toți știm că sunt alcaline. Dar dacă te uiți în spate și te uiți cum se cultivă acum, într-adevăr, toate, o să observați un lucru la bază pe care atunci nu știam și nu-l cercetam. Și poate și ne-a ajutat Bunul Dumnezeu cu istoricul bolilor la amândoi, fiindcă nu suntem doar acum pe cancer, suntem, vă spuneam, și pe studii, pe alte tipuri și, din păcate, boli mai grave chiar decât cancerul consider în ziua de azi. Am văzut că în corpul uman, în momentul în care tu nu-i asiguri un mediu alcalin, apare prima dată inflamația. Ce s-a întâmplat și în cazul ei? Vine o inflamație, începe să se dezvolte, în cazul ei avea sub observare, într-adevăr, la nivelul ovarului, exista un chis care era în studiu, dintr-o dată a explodat, da? Dintr-o dată a explodat și am ajuns ca, într-adevăr, să avem o tumoare de 14 cm. 14 cm? 14 cm, vă dați seama, deci nu te puteai juca cu ea. Ce ne-a întărit pe noi, și bineînțeles că trebuie să te adresezi la doctor, să nu consideri nimeni că dacă suntem nutriționiști acum și axați pe partea aceasta de a trata și ajuta, ajutăm bineînțeles împreună și alături de doctori, peste 50% din pacienții noștri fac și chimio și radioterapie, deci nu trebuie să blamăm și să sistemul medical. Dacă am fi avut și noi nevoie de chimio și radioterapie, probabil am fi apelat. Dar am considerat că este bine să ne uităm în corpul ei la un vegetarian, să vedem care sunt factorii. Și cum vă spuneam, am ajuns să observăm că aceste legume timp de 20 de ani i-au asigurat o cantitate foarte mare, atunci nu știam cuvântul, dar vă spun acum că sunt cantități foarte mari de nitriți care au ajuns în corpul ei personal, o cantitate mare care s-a adăugat pe lângă faptul că, din păcate, consumul de carne era lipsit, dar era consumul și de pește lipsit, încă o cantitate mare de acizi grași omega 6. Și sunt doi factori procancerigeni foarte puternici în corpul uman. Pe studii în absolut toate țările, dar în special în Statele Unite, se pune accent pe ce înseamnă cantitatea mare de pesticide, metale grele și cantitate mare de omega 6 proinflamator. Am tras linie, am căutat sursele de unde ar putea să vină și, surpriză, toate plantele au omega 6. Toate plantele au nitrați. Toate plantele au pesticide. Și după care te uiți în corpul uman, că asta este demn să știe românii, fiindcă este un cerc vicios acum ce se întâmplă peste tot. Ai vrea să fii sănătos și începi să cultivi multe plante și legume, da? Dar gândiți-vă că se folosesc aceste substanțe de creștere în masă, care în spate, și vă dau mecanismul foarte simplu, ce conțin îngrășămintele, da? Vorbim de niște nitrați care ajung în corpul uman, se transformă în nitriți. Nitriți care, pe toate studiile, sunt procancerigene, proinflamatoare și sunt foarte ușor de detectat în corpul uman. Pe nimeni nu interesează lucrul ăsta. Pe nimeni. Faptul că tu, într-adevăr, la un moment dat ai cantități mari de nitriți. Și acești nitriți care sunt transformați, vă spuneam, prin metabolizare din nitrații, din îngrășămintele pe care le punem la plante, ajung, din păcate, în sol. În sol care vin, și am vorbit cu niște, să spunem, persoane care chiar se ocupă de legume și fructe la nivel industrial. Și au spus, ok, noi schimbăm culturile. Dacă la un moment dat punem acum ardei roșii, după care punem pe aceste terenuri lucernă. Și ascultați-vă, vedeți ce frumos ne intoxicăm cu ceva ce considerăm că e sănătos. Pun lucernă ca să scoată azotul care a ajuns în pământ după ce au consumat ierbicide foarte multe să crească acele legume. Și devine fân, da, acea lucernă uscată devine fân care se dă la animale. Și dintr-o dată vin animalele și consumă și ele, la rândul lor, o cantitate foarte mare de nitrați. Mănânci carne, găsești în ea, dintr-o dată, substanțe pe care n-ai cum să te după ferești. După cum lucrurile au evoluat pe planetă, am devenit foarte mulți, și după toate problemele pe care dumneavoastră renunțați în această seară, te întrebi dacă mai poți să mănânci ceva, și o să ajungem la asta. Mai poți să mănânci ceva? Dacă vrei să mănânci sănătos, ai deveni frustrat, așa, dacă ai vrea să gândești așa, adică în sensul ce mănânc să mănânc sănătos.
Nu, ar trebui să ne dăm un pas în spate și să întrebăm cam cum gândea Pasteur pe patul de moarte, Louis Pasteur, da, toți am auzit de el, cel care a întemeiat institutul și care s-a ocupat de virus, de bacterii, de tot ce înseamnă paraziți în corpul uman. Și el spunea pe patul de moarte că după ani de studii, pe ce este agresor asupra corpului uman, și-a dat seama că nu contează agentul patogen. Că atunci trebuie să liniștim puțin telespectatorii noastre și să înțeleagă că, de fapt, preocuparea noastră a tuturor trebuie să fie pentru tărâm, cum zicea Louis Pasteur. Adică contează tărâmul și nu agentul patogen. Asta este primul pas pe care l-am abordat noi și în cazul lui Anemarie. Contează tărâmul și dacă corpul este bun, de ce ar mai apărea în viitor o metastază? Și așa suntem acum la 9 ani și ceva, cu, bineînțeles, cu CT-uri curate, cu ecografii permanente și urmărit corpul nelăsat, să spunem, doar la voia întâmplării. Asta este important, ceea ce trebuie să înțeleagă omul. Nu mai poate să mănânce sănătos. Îmi pare rău că le dau vestea asta. Nu mai poate să mănânce sănătos, dar totuși poate să ia niște măsuri. Poate să ia niște măsuri, totdeauna avem alternative. De exemplu, măsurile pe care le-ați luat dumneavoastră, doamna Anemarie Văduva. Deci, erați vegană, vegetariană, a venit cancerul, pe care cum v-a schimbat dieta? Prima dată ne-am făcut o mică grădină în curte și ne-am luat două găinușe. Astea au fost primele da. Noastre modificări ale dietei. N-am văzut altă soluție. Apoi am apelat la soacra mea. Roșiile dumneavoastră, ardei dumneavoastră, castraveții dumneavoastră, găinușe ca să aveți ouă. Da. Și carne, ce ați consumat? Ați consumat carne? Carne nu, n-am revenit la... Pește, da, am mai consumat din când în când și aici ne uităm la pește să nu conțină mercur. Peștii mari au mult mercur. Încercăm să peștii consumăm... Peștii mari au mult mercur? Da. Adică peștii mari însemnând... Tonul are mercur? Hamzia e mult mai sănătoasă. Fiind un pește mai mic, e important să vedem, să alegem peștele în funcție de zona de unde a fost capturat, să fie pește